Bună seara, sunt Natalia Cheptine. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. În noaptea de revelion, în familia Pântea din Palanca, Ștefan Vodă, s-a întâmplat o mare nenorocire. Ion, de 41 de ani, și-a găsit sfârșitul în circumstanțe dubioase. Și l-au mai tărpit, o tărpit. Mâinile și de așa, parcă și neva ilioșa, zat, înțelegi? Rudele au așteptat să fie pornită o cauză penală. Asta pentru că bănuiesc că Ion putea fi omorât. Nu am mai descoperit nic și nici n-ați descoperit niciodată nici aici. Nici o cicatură de sânge n-am văzut și îi vede că l-o șters. Părinții lui Ion vorbesc despre un vecin care le-ar fi maltratat fiul. Intra acolo în halnă obrazul. Și el vine noapte, îl scura din somn, îl trimite după țigări, orice țigări. Rudele decedatului cred că sunt suficiente motive să fie anchetat cazul, dar se plâng că polițiștii nu mișcă un deget. Și când aveți că-i mort, am dus razul și s-a obșit la miliție. La rândul său, bărbatul pe care familia decedatului îl bănuiește de crimă, susține că altcineva s-ar face vinovat de moartea lui Ion. La bieții eu făcut prostie. Ei, oameni proști. Ce-i face pe părinții lui Ion Pântea să creadă că feciorul lor a fost omorât? Pe cine îl cred ei vinovat și ce argumente au? Dar și cum răspunde bărbatul bănuit că l-ar fi ucis pe Ion? Vă spunem în această seară. Părinții lui Ion spun că de când au primit vestea tragică despre fiul lor, au început să bănuiască o crimă. Astăzi ei au venit în platoul nostru să ne spună de ce cred că feciorul lor a fost omorât. Să-i susținem. Bună seara! Bună seara! Vă rog să ne spuneți de ce ați venit în această seară în platoul nostru. Am venit să aflu interesul băiatului meu care l-a... care l-a decedat. Dar ce știți despre moartea lui Ion? Și cum ați aflat că a murit? Vă rog să ne povestiți. Eu am aflat după ce fiul meu ne-a sunat că-i trăie într-o casă acolo. Noi trăim altă parte, dar e acolo. Și mi-a sunat între jurul la orele 7. Tata vine la mine că fratele mai mare a murit. Eu nu eram încrezut și m-am dus să văd. Când am intrat în comnat acolo, el stătea fără răsflare. Îndată m-am repezit, l-a dus mâninat pulsul. Văd că e călduț, cald, dar pulsul nu era. La mâna sunt de tot, nu-i pulsul. Și am stat împrăjit, împrăjit și m-am întors și sun lui soție. Eu vin acasă, chiar că așa și așa. Dar spuneți-mi, vă rog, eu înțeleg că Ion s-a stins cumva subit, pe neașteptate. Da. Totuși, el nu vi se plângea cu câteva zile înainte că i-ar fi fost rău, că se simte rău, că are probleme de sănătate. Dar cum era el înainte de... Era apt de viață, era. Eu vreau să mai fac și ajuta pe cineva, cui trebuie. El era, nu era așa un băiet să jălui vreodată pe boală. Chiar el că durie ceva, niciodată nu se jăluie. Le observam noi și îi spuneam, poate tu ai ceva, poate te doare ceva. Dar ne trece, ne trece, așa, nu știu cum. Nu era el să arăte că ceva de moarte, nu. Niciodată nu ne-am gândit. Dar putea. Deci, ca să înțeleg, el putea să se simtă foarte rău, dar să nu vă spună? Nu, 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 nu. Se vede pe om că nu, nu, așa ceva nu, n-avea. Dar cu cât timp înainte l-ați văzut ultima oară? Eu cu o săptămână și o leacă. Noi lucram la Chișinău cu oficiorul cel mai mic. Și venim dimineața la orele 5, jumătate la 5, ieșim din casă și ne ducem. Adică eu trecem pe la dânsul, îl luam pe oficiorul mai mic. Și el atunci era pe acasă și a spus că noi plecăm la muncă. Și era bine. Și era bine și a zis că bun, duceați drum bun. Și în timp de o săptămână nu l-am mai văzut. Când am venit acasă, seara am venit, de la Chișinău 31, de la muncă. Și am intrat în casă cu fiorul, soția. Dar revelionul nu l-ați sărbătorit împreună? Că așa se obișnuiește toată familia? Nu, acasă am făcut anul nou acasă. Da, ei au făcut acasă. De ce așa? Mă rog, acolo au a lor, compania lor, poate, dar noi mai acasă. Așa era la voi obișnuit, da? Nu, înainte facem împreună, dar anul ăsta așa a fost. Nu a venit, el vine, dar nu a venit la anul nou. El chiar vine, Vania vine la noi. Vine și întâlnim anul nou cu dânsul împreună, de Paște, tot întâlnim împreună. Sărbătorile mari, el era numai decât anul, de zi de naștere, de ceva. Dar acum a fost o excepție. Ia cât așa, nu știu, deși surprinit așa.
Colegii mei au pregătit un subiect despre Ion, haideți să-l vedem împreună. Ion Pânte avea 41 de ani și locuia împreună cu fratele său mai mic și cumnata lui în casa părintească. Drept că el stă cu fratele, s-a ajutat frate, mai vine pe la noi, iar zice înapoi. Tatăl lui Ion povestește că băiatul s-a născut cu probleme de sănătate. Din această cauză, el spune că nici nu a putut să-și întemeieze o familie. Zgândie că mi-a surada, zice că nu, n-a spăt. Mine mă doare capul, mi-era să știe cum să le chic cu mine. Ion nu avea un loc de muncă stabil. Era zilier, iar în timpul liber își ajuta familia la treburile de prin gospodărie. Eu de timp lucra, spuneam că, Vania, și faci mâine? Mergi la biserică la lucru? Da, merg. Plășioară, mă întreba atât timp, plășioară. De ajutat, ajuta și la lemne, și când trebuie, la prășit, la strâns cartofi când din harman, la udat patlajele. Rudele povestesc că Ion era un băiat liniștit și nu avea conflicte cu nimeni. Totuși, ei zic că din cauza bolii, Ion era ușor de influențat. Mulți săteni îl tachinau și îl puneau la diferite munci. El vine noaptea, îl scula din somn, îl trimite după țigări, orice re țigări de care. Chiar îl spune, eu răspunea că mă împroași cu chetri. Totuși spuneți că Ion avea niște probleme de sănătate. Și da. Vreau să vă întreb dacă aceste probleme nu îi puteau provoca moartea subită. Da, el putea, așa? Doamna Natalia, pentru că câteodată el înghițe limba. Dar ce avea el? Epilepsie avea și așa. Cădea, da. Și putea să... Și îl ajutam tot timpul, chiar că trebuie să... Ori putea să cadă jos, așa, să lovească, dar nu a fost așa, lojitură cu mamu. Nu a fost așa. Dar cum a fost acum? Era capul, eu când m-am dus acolo, de-am să văd ce, și m-a uitat, părul era de sânge, o leacă, nu chiar tare, și-a luat un șervet așa la mâită în apă și-a șters părul și ala, și când m-a uitat, capul era desfăcut, așa, undeva vreo 4 cm, poate mai mult, și de vreo 1 cm și ceva, așa, desfăcut capul era tare. Asta nu putea să lojească cumva, să cadă și să... Nu? Nu credeți că... El dacă cădea, el cădea cumva pe parte, așa cumva, ori cu capul jos, așa cum, cu șafa la șafă. Dar el cum era când l-ați găsit? Parcă cineva așa chiar l-a întins ca de moarte și mâinile încă le-a pus pe piept. Și el nu putea să se zbată cum e o criză de epilepsie și să lovească foarte tare la cap? Dar mie pare că nu a fost acolo asta. Nu pot spune. Epilepsie. De ce nu credeți, dacă tot voi spuneți că el mai cădea și se mai lovea la cap? Da, cădea, dar peste un timp se scula. Odată chiar la școală l-am găsit pe dânsul, nu știu cum, ne-a sunat vecinul și vin mă repede că ea că Vania au ticat jos. Eu m-am dus pe la școală, prin prejurul școlii, mă uit, nu-l vedem, nu-l găsim, dar el așa, între școală și între un sclad acolo era și o căzut acolo, dădeam s-o sculat. Până s-a revenit, eu, Vania, știi cu tine, unde? Hădem acasă, hădem cu dinișorul așa, până el s-a revenit. Așa. Și l-am luat acasă, l-am culcat, i-am dat un ceai, apă și avem acolo. Și eu și de așa culcat și de undeva un ceas, poate mai puțin. Eu am înțeles. Totuși, insist asupra întrebării. Ce vă face să credeți că Ion a fost omorât? Acolo din Mahal era unul, Ștefan, pe data 31 chiar, sau undeva, nu știu, 5 oara seara era oricumva, după masă. Așa? Și un vecin acolo era el când se cinstește tare agresiv. Și se fugăre după dânsul cu un șer, nu știu, și de el ne-a spus nouă, nepoțiat, noi n-am văzut lucrul ăsta. Și după dânsul se fugăre cu un șer, nu știu, salbată, pe ăsta. Pion, da. Și eu te ușit, nu știu și ce aveau ei acolo, nu știm noi. Și că ce este... putea să-l provoace? Ion era cumva și el agresiv? Se vede că îl trimiteu, poate, ăsta, poate l-ar trimis după țigări, ori după jin, ceva, că el de timp îl trimite pe dânsul. El de acolo cu bolnăjor și îl trimiteu, du-te și adă. Și așa, poate n-ar vrut să ducă, ori și niște, nu știu ce a fost acolo, și conflictul a fost. Eu așa mă gândesc, dar poate și altceva nu mai fost între dânsi, eu nu știu. Acum haideți să vedem ce ne-a spus persoana care prima l-a găsit pe Ion. Andrei Nicolaienco a dat de cadavrul lui Ion Pântea pe 1 ianuarie la ora 5 dimineața. Da, El povestește că bărbatul zăcea la pădea, în bucătărie, într-o poziție care i s-a părut stranie. Haideți să vedem ce ne-a povestit el despre asta. Atenție la ecran. Măi, s-a dat o leacă. Și până la unul, nu știu, două, știu, s-a zis, s-a culcat. Eu m-am acolo, m-am culcat. El o șestul leac și s-a dus. S-a dus de asemănță. Eu când am asculat din asta, am zis,
El de jos, zic, mă scoală și l-o scoală. Am uitat la dânsul, o deschis, mi se nu s-a suflet. Asta i-am spus lor, că-i dormim aici. L-a adus, eu cine l-a adus, nu știu, că el nu dormie, dar l-a adus. Ușile erau deschise, ușor a intrat. Pe nici n-a să-mi zic, eu dormim la patul și la Mardoni. L-a adus cineva și l-a pus, era comnata lui acolo. L-a adus acolo în cuchnă, l-a pus. Nu înțeleg că este, că dacă e împreună, au întâlnit anul nou și pe urmă el s-a dus cu sămânța, cum spune de mâși Dorel frațiu, s-a dus cu sămânța, unde ar fost, cum ar fost, că când l-a găsit pe dânsul că era caldișor, iar și cum așa în timpul ăsta, că chiar așa lojitură la cap s-a fost, nici o cicătură de sânge nu era acolo. Nu știu, eu chiar m-am uitat pe împrejur, zic, nu putea așa să... Deși rana pe care ne-ați descris-o era destul de mare. Da, și au o lecuță cât e tăiet, numai își deam un sânge cur și trebuie să fie undeva, e ceva, dar ești nică, n-am văzut nică. Numai cât era capul, părul era de sânge la dânsul. Și odată zic, tăși și cu asta, deși părul la dânsul de sânge. El undeva e fost, ori poate aici pe loc, undeva, când o dovedit, îi se strângă tot, urmele este tot, îi strângă, nu știu. Cine credeți că este autorul crimei? Nu știu, nu pot spune. Și încă una mă gândesc, poate el mai înainte a fost lojit. Nu în ziua aceea, poate cu o ziua în urmă. Păi și-a îmblat cu sângele pe... Și, iară tot mă gândesc așa, nu puteți și asta. Nu. Ziceați de acel vecin cu care s-a certat. Da, da, pe el da. Îl bănuiesc, cred eu. Așa ne gândim, poate el l-a lojit cumva. Dar el singur nu putea să facă lucrurile. Și cineva eu mai fost acolo, eu ajutat, cred că, că să-l spele, să-l aducă în coașă, acasă, nu știu, eu asta nu știu, nu știu. Nu înțeleg vorbe, nu știu cum așa. Părerea mea, aveți dreptate, el a fost lovit mai înainte, poate chiar în ziua aia. A ajuns acasă și boala care o are, el n-a rezistat, adică a căzut și n-a mai putut face nimic, părerea mea, deocamdată, la moment. S-a chemat salvarea și poliția la acel moment. Așa. Că pentru a depista și a constata circumstanțele, cum a fost găsit cadavrul și care este prima preliminar, rezultatul preliminar al decesului. Da. Au sunat, a venit poliția acolo. Eu nu eram în cazul când a venit poliția. În pe urmă, când la autopsie ne-am dus, eu am fost. Vania a fost și a fotografiat. Așa, așa, pe dânsul acolo. Și polițiștii chiar nu au văzut ce era cu omul și ăla. Nu știu. Și dacă ați spus anterior, a mai căzut de câteva ori și a mai avut lovituri. Puteți să-mi spuneți anterior, tot în acea regiune a capului a avut lovituri sau e diferit acum? Diferit. Da. Eu îmi cer scuze, dar Ion, feciorul dumneavoastră, avea probleme cu alcoolul? Da. Servea alcool? Servea. Da. Servea. Da. Servea. Servea și da. Nu a luat prea la servet. Și da, cumva sunt avem... absolut incompatibile boala de care suferea și alcoolul, nu? Da, că eu îi dădeam tablete, tablete. Nu vreau să iei. În ultimul timp le-au aruncat, cum le ducem, le-au aruncat și gata. El nu vrea, că eu mă simt mai bine fără dânsă. Le-am băut tablete, nu era mai rău. Taver, nu știu cum să mă numi ele, da. Și nu le frecventa. Da, se ducea prin sat, pe la oameni de aici care se olea că mai greu trăiesc și cu dânsul el. Se mai împăcau acolo. E bun, înțeles că cinsteau sub binișor. Și se întâmpla cazul că el se ducea și nu era câte o noapte, două nopți acasă. Unii nu știm. Am întrebat, unii a fost la prieteni. Și gata, la prieteni. Unii dorit. Ei, nu vă trebuie. Da. Iată și era. Diese ori așa. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Ivan și Svetlana Pântea din satul Palanca, Ștefan Vodă. Soții se plâng că noaptea de revelion, fiul lor, Ion, de 41 de ani, a fost omorât. Mai mult, rudele bărbatului au și o versiune a celor întâmplate. El acuză pe un vecin de crimă. În scurt timp veți auzi cum răspunde acesta acuzațiilor. Până atunci, în platoul nostru va intra fratele și cumnata decedatului. Ei au venit să povestească ce anume s-a întâmplat în noaptea de revelion și ce conflict între victime și presupus ucigaș ar fi stat în spatele crimei. Dorel, Elena, vă așteptăm! Elena, vreau să te întreb mai întâi pe tine. Am aflat că cu 4 zile înainte de moartea lui Ion, tu ai avut un conflict cu vecinul pe care acum voi îl bănuiți de moartea lui Ion. Poți să ne povestești despre ce a fost vorba? Da, în ziua aceea era și tata acasă cu mine, Dorel nu era acasă și am spalat pâine, am copt. Și Sara nu mai stea, nu și-a intrat femeie, Sanastea. Așa?
Și cum știam la masă, noi stiam, vine Vicu, dar el bat. Și așa put să răcnească, dar eu ca să la lungă casă, să nu spare copchii. Și când afară s-a stat, dar el la bătaie a început copchii, a văzut sus pereți. Și apoi și Vania ca să mă apere, să la lungă din ogradă. Dar el și o făcea des așa, Elena? El putea să intre așa liber în curtea voastră să, da, el să facă scandal? Intră așa el adâns când îi bat. Când îi beat? Da. Adică nu a fost prima oară așa? Nu. Dar prima dată când a sărit la tine la bătaie? Sau o mai fost și asta? Numai prima dată asta a fost, dar de să răcnească, să intre așa, pe nu când se bată pe intra. Dar ce vroia? Vania, ziu. Ce vroia? Sau nici nu mai știa ce vroia? Tu nu știm ce vrea el. Și Ion a sărit în apărarea ta? Da. Așa și... Pune măi, jin vrea. Vin vroia, da? Țigări. Da. Și atunci când ai încercat să-l alungi, a venit Ion, s-au bătut ei între ei? Victor? Nu, l-au scos după poartă. Și Victor și el s-a dus. Și ce i-a spus lui Ion? Că am înțeles că l-amenințase. Da, au spus clas că au să te întâlnesc și au să-ți arăt și... deși mă alungi din ogradă, deși... Dar atunci nu ați luat în serios cuvintele lui? Nu. Sau el așa o făcea, că după asta așa amintea și... El așa a spus, noi zic că e servit și nici și are să-i fac. Pastaiana Vania la dânși duce, tu ai ajutat-o, serveu, tu... Ion. Deci da. Ei practic erau un fel de prieteni, dar da, da. Aici Victor s-a supărat că Ion ți-a luat apărarea și pe el a scos din curte. Da. Dar vreau să înțeleg, doar din cauza acestor amenințări din partea lui Victor la beție, credeți că el putea să-l omoare după asta pe Ion sau poate mai aveți și alte bănuieli? Noi am venit data 31. Am stat la masă. Vania nu era. Pe urmă, anul nou, Vania era. A venit. Vine. Cum a venit el și pe la ce oră, dacă poți să-ți amintești? Aproape, nu, prima întâlnit. El cum era? În ce stare era? Poate îl durea normal, capul, poate deja era... Tot bine. Era bine. Era. Nu se plângea că îl doare capul sau nu. Că va avea o criză de epilepsie sau... Nu spune nici că el pasă la avea moda și lua cușma și o învârtea așa ea și de așa cu capul. Și el de se vede și toți ani el se duce cu haitul, cu colinda, cu samanatul. Dar când a plecat? De la ce oră a plecat? Noi mai devreme cu copchii ne-am culcat, ei mai stătesc o leac la masă, Vania, Dorel și tata. Dorel a mai servit vreo două pahare și el tot a venit și s-a culcat. Și eu luat fanta de tata cu Vania, s-a dus în cuhnă și a luat mâncare. Și tata ne-a spus că el a băut un pahar, două de gin și Vania a spus că mă duc de sămânță. Cam pe la ce oră? Nu-și amintește tatăl tău? Vreo unu, două, poate, noapte. Deci anume în acest interval ceva s-a fi întâmplat. Da, și el s-a dus. Dar când a venit înapoi, tata a spus că eu nici n-am auzit când a venit și n-a dus și a făcut. Fără sânge, sânge fără nic. Spalat, curat. Dar vouă, Dorel, la fel vi s-a părut suspect când l-ați văzut ceva, ceva vi s-a părut straniu când l-ați văzut dimineața, când v-a chemat tatăl? Eu m-am dus de acolo, în cuc, în bucătărie. Da, șezi de jos, ochii deschiși și gura căscat. Și mâinile își deu așa în căpus. Și am dat de tăitură. Cum așa ea nu își deu mâinile? Așa. Așa și tăitură și ochii deschiși și gura. Dar nu putea tatăl tău, Elena, atunci când l-a găsit să-i pună mâinile așa? Nu l-ați întrebat? Nu. El când s-a dus, s-a sculat, s-a dus la viceu, el a crezut că Vania doarme. Pe urmă, când a venit înapoi, s-a scoală, a pus mâna, dar el era răzi. El credea că el doarme la podele? Da. Și a povnit nouă și ne-a spus. Noi credem că el se râde că Vania e mort. El putea să facă astfel de glume? Da, credem că se râde și cum tot ghine a fost, nici nu ne-a sfădit nică, nici nu ne-a bătut, tot normal. Ne-am întâlnit al nou împreună, tot ghine. Cum putea astea? Și când ne-am dus, totuși nu Vania și de jos. Spuneți-mi, vă rog, totuși, voi trăiți într-o casă. Da. Dacă se întâmpla să intre cineva în casă să-l lovească sau să-l bată pe Ion până la moarte, ar fi trebuit să auziți niște sunete, ceva. Nu ați auzit nimic în noaptea aceea? Nimic. Dar cum așa?
intră cineva în casa voastră, vă bate și nu auziți? Casa așa e lungă. Casa e mare, doamne, și cuhnea e departe de unde noi dormim și nu se aude. Poate să nu se audă chiar dacă faci gălăgie acolo. Da. Spuneți-mi, vă rog, eu știu că voi îl bănuiți pe acest Victor, da? Despre care spuneți că, uite, și pe tine te-a bătut, și pe Ion l-a amenințat, și cumva l-a exploatat pe Ion înainte de asta. Voi ați discutat cu el după ce s-a întâmplat nenorocirea? Măcar să-l întrebați. Nu știu. El nu știe nici și nici nu vine el la noi. Nu-ți minte, nu știu nic. Nu-ți minte? Deci voi ați încercat totuși să discutați cu el, Dorel, da? Da, cum? Nu știu nic. Spuneți că Victor nu mai intră acum, dar până atunci intra la voi des? Da, până ca Vania să stea, el intrau des, în doi cu femeia sa. Și după și cu Vania s-o esteiană, ei nici unul nu intră. Victor Voloh a refuzat să vină astăzi în platoul nostru, dar am reușit să discutăm cu el în sat. Să auzim cum răspunde bărbatul acuzațiilor pe care îi le aduc rudele decedatului. Atenție la ecran. Nu m-am așteptat că el... Cu dânsul n-am avut nici. Dar n-am avut eu atribuți cunosc. Da, da, și să râde cu mâna la dânsul. Ihai și crezi. Ultim bol, om bolnav. Și cu Dorel n-am avut nici cu dânsul. Venea, îi da o can de ceai, o bucăță de pâine și mâncam eu, îi dădeam și lui. A, poate la un par de... La ei ușile deschise erau și pentru ei, la domnul respectiv, și pentru domnul respectiv, la dumneavoastră. Dar... Chiar și dacă se întâmpla ceva în seara respectivă, cum să auziți voi? Pentru că asta s-a întâmplat pe întâi, da? Da. Voi 31 ați sărbătorit. Voi nu erați treji, probabil. Dar nu probabil, dar 100%. Nici n-avea cum să auziți ceea ce s-a întâmplat. Orion a căzut și în comă alcoolică și boala care o mai are și atât. Dar voi nici n-avea cum să auziți, pentru că starea voastră nu era... Spuneți, vă rog, că există un dosar penal pe cauza de omor sau nu există un dosar? Poliția nu ne-a spus. Dar poliția voastră. O venit, l-a fotografiat, s-a uitat prin prejur la dânsul și a ieșit afară, știi că domnule șef ieșe două băietul și pune-l în casă, schimbă-i hainele, îmbracă. Da, s-a gătit de mormântare. Sunt gătiți-l de mormântare. Și tăt, de la noi, mai mult nimic, noi nu avem nicio pretenție, puteți să faceți. Dușeia aia, că de la Lena, dă-njin, 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 dă-njin. Dumneavoastră s-a achitat bani pentru expertiză, ceva ieșit din comun. Dar de ce Victor atunci face aceste aluzii? Cum crezi? De să încep o spune. De la apă mea. În noaptea de Revelion, în familia Pântea din Palanca, Ștefan Vodă, s-a întâmplat o mare nenorocire. Ion, de 41 de ani, și-a găsit sfârșitul în circumstanțe dubioase. Tata vine la mine că fratele mai mare a murit. Când am intrat în comă acolo, el stătea fără răsuflare. Părul era de sânge, o leacă, nu chiar tare. Și-a luat un șervet așa, l-a mâit în apă și-a șters părul și ala și cum a uitat, capul era desfăcut. Așa, undeva vreo 4 cm, poate mai mult, și de vreo 1 cm și ceva, așa, desfăcut capul era tare. Asta nu putea să lojească cumva scadă și să... Nu? Parcă cineva e așa chiar lontesca de moarte și mâinile încă i-l-a pus pe chept. Părinții lui Ion vorbesc despre un vecin care le-ar fi maltratat fiul. Și după dânsul sfugărie cu un șer, nu știu, să-l bată. Și eu te ușit, eu te ușit, nu știu, și ce aveau ei acolo, nu știm noi și... Da, el la bătaie a început copchiul, a văzut sus pereți și apoi a ieșit Vania ca să mă aperi, să-l alunge din ogradă. El putea să intre așa liber în curtea voastră să... Da, el să facă scandal? Că intră așa el la dâns când îi bat. Și după și cu Vania s-o esteiană, ei nici unul nu intră. Spuneți-mi, vă rog, eu vreau să înțeleg clar. Acest Victor, am înțeles că el, voi vă plângeți că el cam își bătea joc de Ion. Îl exploata, îl trimitea oricând vrea el după țigări, după nu știu ce. Da. Și chiar am înțeles că îl bătea. Așa am auzit de la, că ați spus colegilor mei. Dar voi, cu ochii voștri, ați văzut vreodată ca să-l bată? N-am văzut, fiindcă... Nu m-au auzit, stăteam acasă și mă duceam dat la Chișinău, toată vara nu. Dar ați auzit? Da. Cine vă spunea? Vecini. Vecini? Vecinul chiar de peste drum, așa, vecinul.
Haideți să vedem cine a povestit unul din vecinii voștri despre atitudinea lui Victor față de Ion. Atenție! Și-l văd pe vecinul, domnul Voloh, și pe Ion, ficiorul. El se fugărea după dânsul. Asta iară îl ajunge din urmă, înainte iese. Și a fost o lovitură. Și el a căzut jos. Că odată el a căzut și când se dea jos, încă o dată, fără cunoștință, așa de beat. Era dezorientat în spațiu. Și când la mormântare, pe eu i-am spus. I-am spus, zic, și Vico, ai... Tu știi cazul ce a fi făcut? Știi că s-a întâmplat? Că se vede după ochi, se vede după mișcările omului. Când săpam la mormânt și el a venit acolo și a bălbâit, dar în glas, a spus așa, niște fraze agresive, zicem așa. S-a dat de mână și s-a dus. Poate și încă pricina asta poate să fie că Ion a spus că mai ajunge, că eu nu vreau, că eu nu așa, dar ăștia sunt henghemie mai mare. Eu nu m-am dat, am observat agresia asta din partea lui. Iar acum haideți să-l auzim pe Victor Voloh, bărbatul pe care îl bănuiți că l-ar fi omorât pe Ion. El are o altă versiune asupra morții lui Ion Pântea. Haideți să vedem ce ne-a mai povestit bărbatul. Nu știu cine acolo a întâlnit dânsul, și-o făcut, și-o păcat. Băiat, până așa trebuie să trăiască. La bieții eu făcut prostie. Oameni proști. Bă, uși, nu știu, să zis, adici, l-o tucnit cu ceva. Parcă l-o pus, parcă l-o gătit așa cum l-o pus și curtcă, o zis, sub cap. Mâinile să mă iertați așa și de eu când a venit poliția și asta s-a întâlnit. Dacă ceva i-a fost acolo, gătit, nu știu, bine. Parcă numai să-l iei să-l pune să creu. El nu-i ca așa, el putea să șească cumva, sub masă, să dezbătut, putea să altceva, putea să șibă sânge, dar el pe frunte, pe ceva, de el era spalat. Tot din casă cineva, ceva, ceva. Ori eu dat o blend, eu știu, hai că s-a venit unul străin să-l pălit, el putea să răcânească, să țipe, să, băi, îți trezău. Și că nu mai dorne după anul nou, cred că e moarte în somnul lui. Putea să curgă sânge pe față, pe ceva, pe curtca, pe fintea, pe ceva. Nu avea nici un fel de sânge, nic. Iată, uitați-vă cum se întoarce săgeata. Cumva, acest Victor pe care voi îl bănuiți de omor face aluzii că cineva din familie putea să-l... Asta vroiam să zic și eu. Poate fratele lui a avut vreun conflict și nu ține minte. De-aia sunt și ei, pot spune. De-a la apă, mai eu. Cum? Chiar te rugăm. Vic, întotdeauna farma steclele. Vic, intra în casă, fără voie. Vicu îți duce la dânsul, îl băte în... unde îl doarme. Îți duce, luați gări. Fetele ei, a lui, are fete. Nu saluri, dar și un băiet. Al purca cu chetrele. De ce? Își băteau joc? Fete, da, îți băteau joc. Îți duce fetele de la dânsul, luau țigări. Noaptea. Și tu știai despre asta? Eu, noi, cu tatăl eram la Chișinău, la lucru. Îți duce ea, că de la Lena, dă-n gin, dă-n gin, dă-n gin. Dar eu pe dânsul, pe trușii să-i fac eu lui rău. Spuneți-mi, mă rog. Ce măsuri ați întreprins pentru a stopa tot ce ați descris acum? Nu. La primărie, te-ai adresat undeva? Primărie, da. Când v-ați adresat? Da, și ieri, dar au fost... Nu, până la deces. Nu. Nu v-ați adresat. Dar de ce, Dorel? De ce nu i-ai sărit în apărare fratelui tău, știind că este bolnav? Poliția a venit la locul... Până la deces, până la moarte. Tu zici că venea Victor, împroșcau copiii lui Victor în ferestre. Dar de ce nu ai încercat să-ți aperi fratele? De ce, Dorel? El singur spunea, eu mă duc al două. El nu-i dă om. Și al doilea spune, mă duc al două. Că vine, fetele, dă-i țigări. La Chișinău eram. Jină și rea de la asta. Dar spuneți, vă rog, de ce Ion trăia cu voi? De ce trăia cu voi, nu trăia cu părinții? Fiind bolnav? Eu vă lămuresc. Ion, noi am luat și l-am asistență socială, am scris cereri că să-l aranjăm undeva la un azil. Pentru că dacă el avea boala asta și lui știem de și poate acolo să nu cinstească, să nu... Și acolo la... Și ne-o îndreptat numai la brânză... Cum mai la Iedineț. Brânzieni, îmi pare. Da. Acolo. Și ei nu erau acasă, eu am fost. Îi sunam, spuneam, Vania, ce să fac mai departe? Că așa au venit hârtie, trebuie să-l duc pe Ion acolo, la...
azilul și ăla. Aici l-am găsit. Nu, pe urmă când l-ai găsit. Și m-am dus eu odată în analizele tăt, l-am aranjat acolo, de am găsit o prietenă bună care e minim ajutat, i-am dus acolo și țigări și bomboane și tăt și îi dădea pe rând acolo. Lui nu-i plăcea acolo, pentru că el era om liber. El unde vroie, acolo se duce. Cu cine vroie, cu același bie. Așa era la dânsul. Și era libertatea aici. Dar acolo de nu-i libertatea aceea. Și lui nu-i plăcut și a fugit de acolo. A fugit când, în primăvară, nu știu cum a fugit el. Și Dorel merge de la Chișinău, venind acasă la Palanca cu mașina, se întâlnește cu dânsul pe drum. El merge pe drum. Păi să-i vani, acum așa, când se întoarce înapoi. Dar de era cald era atunci și el era încă niște păpuși, cum deodată când l-am trimis eu acolo din toamnă. Groși de iarnă. Da, da. Și l-a descălțat, l-a cumpărat alte încălțăminte. Și când a venit acasă, de acolo sunau, întrebau tot. Nu a venit el acasă. Unde el poate să știe? Că se răspunde cum. Dar noi nu știm, nu. Când Dorel vine, ne spune că te-o l-am găsit pe Vania. Cum l-ai găsit? Unde l-ai găsit? Ia că așa și așa. Și am sunat acolo și ne-a spus, adușeți-l îndată încolo. Dorel a zis, nici într-un caz, eu nu-l duc pe dânsul acolo. Să-i fratele meu, el să trăiască aici cu mine, eu să am grijă de dânsul, eu tot așa să știi. E drept, Dorel? Așa a fost. Așa a fost. Și l-ai luat și de atunci el stătea la Dorel. Da, la Găușani, de la calțăminte, am dat coape minerale. Ceară-le, spalat, colțuni, treabă, șlompă. Doamna Svetlana, spuneți-mi, vă rog, ne-ați spus că oamenii legii cumva nu investigează moartea lui Ion. Da. Până la urmă, ce explicații ați primit, de la polițiști? Da. Au venit polițiști, au venit la noi la poartă. Și eu îi spun lui Vania, uite, hârtia aceea care noi, expertul, ne-a dat-o, noi acolo am plătit bani pe asta, o grămadă de bani am dat, 2300 de lei, bani gheață în mână i-am dat. Pentru ce? Pentru să fac expertiza la... să facă expertiza ta. Da. Și zic că nu da, numai nu da hârtia aceea. El nu a știut și eu a spus, dați-ne, noi o să lăsăm în primărie. Ei, hai, lăsat în primărie. Peste un timp ne-a venit scrisoare de la poliție. Precum că dacă nu sunteți de acord cu decizia care a scris-o acolo, așa. În timp de 15 zile aveți dreptul să vă duceți să dați la judecată. Așa. Noi, pentru și, deși, dacă o scrie mai sus, că precum că semne de violență nu au fost. Haideți să vedem și ce alte detalii se conțin în răspunsul pe care l-ați primit. Atenție! Da. În data de 1 ianuarie 2021, cadavrul lui Ion Pânte a fost depistat fără semne vizibile de moarte violentă. Cauza directă a decesului este hemoragie subaropnoidală, emisfera dreaptă a creierului, fără semne de moarte violentă. Controlul cazului dat a fost încheiat din lipsa unei infracțiuni sau contravenții. Noi am arătat fișa pe care au primit-o părinții lui Ion de la poliție, medicului legist Ion Cușinov. Să vedem la ce concluzie a ajuns expertul. Atenție la ecran. Îmi permit să afirm că este vorba de o hemoragie post-traumatică. Deci nu este vorba de o patologie, nu este vorba de o maladie a vaselor vasculare cerebrale sau însăși a creierului, dar este vorba de o acțiune traumatică aplicată în regiunea capului. Necunoscând circumstanțele, aș putea să presupun că poate fi și o acțiune directă, adică lovire cu obiect dur contundent asupra unei regiuni a capului, dar poate fi și o cădere cu lovirea capului de un obiect dur contundent. Cel mai probabil că este vorba de un obiect plat, poate nu chiar atât de dur ca suprafață, pentru că se menționează că leziuni corporale la examinarea exterioară a cadavrului nu au fost depistate. Sper că ați înțeles ce a zis expertul, este medic legist, puteți avea toată încrederea în concluzia domniei sale. Deci e 50-50. Da. Deși spuneați mai devreme, doamna Svetlana, că Ion nu s-ar fi putut lovi căzând așa de tare la cap, totuși poate fi. Acolo poate nu, fi, nu, depinde ce obiecte au fost în jurul lui în momentul respectiv, în bucătărie. Probabil aveți și un prag și o... Este cum l-ați găsit? Este prag. Scări sunt. Și pe el l-ați găsit lângă prag, cumva? Nu. Mai departe. O leacă mai departe. Acolo și mai departe soba, și bucătărie. Și soba și plita de fier, spuneți. Da, da, deci da. Orice letră, obiect... plita, gazul, plit, că tot letră unii el au căzut.
Unii era mort acolo, gazoplitca, astea, mobila de învedere, cuhunul în abor, tenis acolo. Gazoplitca șede pe o masă de fier, masă de fier șede. E mare masă și e. Noi am întrebat poliția din Ștefan Vodă de ce totuși nu a fost pornită o cauză penală. Iată ce răspuns am primit. Cu referire la cazul menționat, la moment se află în proces de examinare. O hotărâre definitivă pe acest caz nu este emisă până când nu se fie finisată examinarea medico-legală în privința cadavrului, la moment încă nu este pornit cauza penală. Deoarece din materiale acumulate nu s-a constatat careva temei pentru pornirea unei cauze penale. Presupun că temeiurile poate să apară sau să dispară după constatarea medico-legală. Rudele bărbatului, da, au fost audiate, la moment se verifică careva versiuni, dar iarăși ajungem la constatarea medico-legală care trebuie să ne dea răspuns la unele întrebări. Ați auzit și oamenii legii. Acum ce aveți de gând să faceți mai departe, domnule Ivan, doamna Svetlana? O să mergem să vedem. Eu mă gândesc, trebuie mai departe de adresat la medic și de să vedem chiar atunci în ziua aceea și au fost acolo. Eu vreau să-mi cer scuze. Dumneavoastră, ca părinți, până acum ați observat probabil în fiecare zi starea lor. Ia uitați-vă la el. Așa. Nu v-ați gândit vreodată că o să ajungeți în situația care sunteți azi? De ce n-ați luat măsuri atunci când era cazul, când vedeați pe ambii? Bun, Ion, Dumnezeu să-l ierte, a fost și bolnav, dar ăsta ce are? Niște măsuri de luat cu... Aveți copii voi, aveți copii? Da. Și copiii voștri vă văd în starea care sunteți voi. Dacă îmi permiteți, vă exprim condoleanțele mele, indiferent ce s-a întâmplat, ați pierdut un copil. Însă, ceea ce am auzit astăzi în platou, mă pune să cred că iarăși indiferența organelor de drept aduc la ceea că cetățenii pierd încrederea în activitatea lor. De ce spun? Deces fără semne de moarte violentă. Ori lovitura la cap nu este moarte violentă? Alta este. A fost în urma unui accident, incident, ori unor activități criminale. Cum pot fi demonstrate aceste lucruri? Numai prin pornirea unui dosar penal în cadrul cărei se fac măsuri procesual penale. De cercetare la fața locului, în primul rând. Sânge nu era, spune singur că nu era sânge. Da. Înseamnă că au primit lovitura asta în altă parte. Înseamnă că se poate de căutat în altă parte. Dacă a fost în casă, sunt obiectele unde pot fi luate probe biologice și demonstrat că a fost căzut, s-a căzut ori altceva. Dacă a fost un omor intenționat, sunt probe ADN. La noi, în Republica Moldova, nu se recoltează. Da, poate nu avem laboratoarele respective, moderne, cum sunt în Statele Unite, în Marea Britanie. Dar sunt cazuri în lume când aceste probe, peste zeci de ani, demonstrează cine a comis această infracțiune. Și chiar am căzut jos, mai n-am căzut jos, stau pe canapea, că dumneavoastră s-a achitat bani pentru expertiză. Ceva ieșit din comun. Când această expertiză este obligat să o facă organele de drept fără plată. Deoarece, anume de a demonstra că este o moarte violentă comisă în urma unui infracțiuni, ori nu, se demonstrează prin ce? Prin cercetări, care statul este obligat să le facă. Și anume, în momentele este indiferent ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, consumau, nu consumau, cine e vinovat, în opinia mea e vinovat statul nostru, că am ajuns așa în 30 de ani, am degradat totalmente, mai ales cu comunitățile rurale, am degradat totalmente. Unde este poliția, cei care, medicul, administrația publică locală, primarul, unde sunt ei? Sunt absolut de acord cu domnul Cosoban. Este un caz ieșit din comun prin faptul că organele de drept nu au luat nicio atitudine pentru a depista cauza acestui deces.
Și pentru că am auzit și medicul legist care spune că ar putea fi și din cădere, ar putea fi și din lovitură, cu atât mai mult la o concluzie atât de bilaterală, ar trebui să se pornească un caz penal, o investigație foarte detaliată a cazului pentru a vedea ce s-a întâmplat cu acest băiat. Domnul Cosovan acum a vorbit despre stat. Da, mă întreb dacă băiatul era invalid, da? Deci era cu epilepsie, nu avea grad de invaliditate, deci nu putea să muncească. Avea o situație precară, materială și de sănătate. El trebuia să fie la evidență. Cu acest om trebuia să fie lucru dus, asistența socială, medicina. Deci trebuiau să fie, el trebuia să fie sub protecție. Și eu cred pe fratele lui care zicea că n-a vrut să-l dea la azil pentru că l-a văzut în halul în care a fost iarăși un semn în care ne arată cum are grijă statul de bolnavi, de oamenii care sunt cu probleme în statul nostru. Deci sunt de acord cu Ion. Să fi fost eu fratele lui Ion, tot era să-l iau la mine și să nu mai dau nicăieri, văzându-l în halul ăsta, în păpuși de iarnă, în timp de vară, da. De exemplu. Da? Eu îmi exprim condoleanțele pentru pierderea pe care o aveți în familie și cred că organele de drept vor lua o atitudine pentru acest caz. Eu vă înțeleg foarte bine ca părinți, ca frate, ca cumnată, că au pierdut un membru al familiei și vreau să luați o concluzie din această emisiune și mergeți acasă, faceți plângeri pe toate fișele sau scrisorile care le-ați primit de la organul de urmărire penală, cereți să fiți încă o dată audiați, să descrieți toate versiunile pe care dumneavoastră le cunoașteți și cereți ca să fie verificate aceste versiuni. Dacă cunoașteți persoane care au cunoștință de caz, iată cum vecinul care a fost la mormântare, cereți să fie audiat și declarațiile acestuia să fie verificate. Este foarte important ca acest raport de expertiză să ne dea răspunsul nu posibil, fiindcă un posibil sau un probabil nu poate închide un dosar penal sau intenta sau condamna pe cineva. Deci noi vrem răspunsuri concrete. Putea fi cauzat deces în urma căderii, în urma loviturii și exact data, ora sau cel puțin circumstanțele. Eu vă doresc să aveți putere și să vă găsiți dreptatea. Da. Deci nu e o noutate cum statul are grijă de noi sau cum organele de drept în unele cazuri iau măsuri. Dar asta nu înseamnă că noi, la tine mă refer, trebuie să ne necăm amarul în alcool. Trebuie să mergem la muncă, trebuie să muncim, trebuie să avem grijă de copiii noștri și atunci nu o să ajungem în situațiile care suntem. Pentru că organele de drept i-au văzut cum sunt, pe dumneavoastră v-au văzut mai în vârstă și i-au zis, ne spălăm pe mâini. Pentru că în multe cazuri asta și se face. Dumneavoastră, cum a zis colega noastră, vă duceți acasă, începeți din nou să faceți plângeri și cazul o să se rezolve. Dar pe Ion nimeni nu-l întoarce. Vom urmări în continuare evoluția acestui caz. Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.